profesioniștilor. L-am invitat în studio pe Cristian Tudor Popescu. Dragă Cristian, astăzi, știind că o să te întâlnesc, mi-am extras niște citate. Iată ce spune un pustnic faimos: să nu ții minte răul, să arăți tuturor o față senină și bună. E frumos, nu? Nu. Tu ții minte răul? Da. Cum să nu ții minte răul? Păi ce sens ar avea binele, nu? De ce nu ești de acord cu pustnicul să arăți o față senină și bună? Nu trebuie să arăt o față senină și bună dacă în spatele ei nu se află seninul și bunul. Pentru că ar însemna să mint. La începutul secolului trecut, tovarășul Lenin a scris lucrarea Ce-i de făcut? Da. Și tema pe care aș fi vrut să-ți o propun ar fi fost Ce ne facem? Și altfel spus, ce să facem să nu nebunim? Și mă gândeam că ești un om în măsură să răspunzi la asta, pentru că, iată, ai reușit să nu nebunești, deși ai fi avut atâtea motive. Și de ce n-am înnebunit? De ce? Nu am înnebunit pentru că pattern-ul meu, tiparul meu de ființă, așa cum l-am descoperit eu prin lecturi, este foarte apropiat de omul manierist pe care îl putem lua din scrierile lui Gustav René Hocke sau de la, și mai bine, de la Ernst Robert Curtius. Omul manierist este hiperraționalist. Crede în rațiune, în logică, este îndrăgostit de enigmistică, de probleme de matematică, de jocuri, de cuvinte, de combinatorică. Iubește mai mult arta decât viața, iubește mai mult artificialul decât naturalul și e foarte preocupat de maniera lui de a trăi și de maniera lui de a muri. Eu am, de pildă, o caracteristică simptomatică, din punctul ăsta de vedere, mi-e foarte teamă, mi-e groază de ridicol. Ce înseamnă un manierist? Înseamnă un ins care în clipa morții își aranjează pelerina, faldurile pelerinei, ca să stea într-un anume fel. Să cadă bine în tablou înainte de a-și da duhul. Eu n-am pelerină, dar mi se întâmplă, pentru că locuiesc singur marea majoritate a timpului, mi se întâmplă când mi-e foarte rău în câte o noapte, primul meu gând este, dacă sunt în tricou și chiloți, este să mă duc să-mi pun un pijama, pentru că mă gândesc la poză când vor veni, mă rog, după miros, după 2-3 zile, când vin procuratura cu miliția și cu colegii mei gazetari, mă gândesc cum va arăta hoții. Poza. Poate înainte o să intre hoții. Nu? E, dacă n-au intrat până acum, nu cred că vor intra în perioada aceea. Văd că ești în faza de umor negru, e grozav. Deci primul meu gând, pe care mi l-am analizat după aceea, dom'le, de ce m-am gândit eu să-mi pun pijama? M-am gândit pentru că apare această grijă combinată cu frica dementă de ridicol. Știi ce îmi lipsește din tablou manierist? Nu sunt homosexual. Și nu am devianțe sexuale majore, așa cum cei mai mulți dintre mari manieriști ai timpului au avut. Și nu sunt mason, nu am vocația lojilor, a societăților secrete, a confreriilor. Nu. Pentru ambele domenii pe care le-ai pomenit, bănuiesc că nu există limită de vârstă. Așa că nu se știe niciodată. Glumesc, Cristian. Dacă pun la vârsta asta... Nu? Ești de acord să facem un dublu mix cu chestionarul lui Proust? Crezi că te-ar amuza? Vreau să te amuzi. O, dar știi ce greu mă pot amuza? E un lucru teribil. Eu râd greu, râd foarte greu. Dar râzi uneori, nu? Foarte rar. Dar de tine râzi vreodată? Sunt fericit când pot să râd. De tine râzi vreodată? Da, mi-am reușit să-mi furnizez niște în anumite momente. Iată, am reușit să-mi furnizez niște motive de râs. Să nu zic homeric, dar... Iată. Deci, ca să nu te simți interogat la modul stupid, îți propun un dublu stai mix. Stai liniștită, că mie nu mi-e teamă de interogatorii. Eu am stat față în față cu diverse persoane, unele dintre ele și cu grade pe umăr. A, da? Da. Și cu lampa în ochi? Nu chiar cu lampa în ochi, nu era nevoie de lampa. Lampa în ochi e din anii 50-60, în anii 80 nu se mai folosea la securitate lampa în ochi, te informez. Și te-au chemat în anii 80? Am avut niște discuții, niște conversații. După 89 n-ai mai avut cu cine? Din cei care te chemau înainte de 89 ca să te interogheze. Păi nu mă mai interogă nimeni după 89, aveau treabă multă după 89 oamenii.
nu? Să se privatizeze, să facă bani, din să fie cei mai mobili dintre toți întreprinzătorii. Dar asta să nu se înțeleagă de aici cum că m-ar fi torturat cineva. Nu, sau... nu te confundă nimeni. Nu, dumne, au fost niște conversații. Exact, și nimeni nu te confundă acum cu un dizident sau cu un fost deținut nici politic, vorbă, doamne, pentru că ferește, în anii în care te-au chemat nu pe tine, bătut nimeni, nu, era dictatura liber consimțită, erau vremurile pe care 60% dintre români se vede din chestionare dacă or fi adevărate, le regretă, dar asta e altă poveste. Să ajungem la chestionarul lui Proust, pe care niciodată nu l-ai completat. Dublu mixt, răspund eu prima. Principala ta trăsătură de caracter. La mine probabil o anumită tenacitate, dar mă rog, poate mă înșel. Principala mea trăsătură de caracter este rușine. Motorul etic al ființei mele este rușine. Dacă s-a întâmplat să par curajos într-un anume moment al vieții mele, asta a fost pentru că mi-era rușine să fiu fricos. Dacă s-a întâmplat să fiu cinstit într-un anume moment al vieții mele, am făcut-o pentru că mi-era rușine să nu fiu cinstit. 2. Calitatea pe care o prefer la un bărbat, forța. Sinceritatea. Calitatea pe care o prefer la o femeie, devoțiune, aș zice eu. Calitatea pe care o prefer la o femeie este să nu-mi dorească binele cu orice preț. 4. Ce prețuiești cel mai mult la prietenii tăi? Bunătatea. Da, la fel. Dacă îmi puneai această întrebare acum 25 de ani, nu ți-aș fi dat răspunsul ăsta. Aș fi spus inteligență. Acum însă răspunsul este bunătatea. Bunătatea. Bunătatea de a ce? Bunătatea de a-i crede omului în sensul lui Brăileanu. Suchianu povestește la un moment dat un episod al lui Brăileanu, redacția Vieții Românești. Vine un redactor să ceară concediu pentru că i-a murit tatăl. Și secretarul general de redacție îi spune lui Brăileanu: maestre, dar nu putem, că ăsta a mai venit și acum un an de zile și tot așa s-a cerut cu un concediu, că îi moare tatăl, e bolnav și moare. De un an de zile o fi murit, zice, acum din nou îi moare tatăl. Ce a răspuns Brăileanu? I-a spus: bă, băiatule, tu știi ce înseamnă să-ți moară tatăl odată? Ia gândește-te ce înseamnă să trăiești de două ori moartea tatălui tău. Asta înseamnă să-i crezi omului. Să ne întoarcem la chestionarul lui Proust. Fericirea pe care ți-o visezi, să dobândesc harul răbdării și harul tăcerii. Da, e bun. Nu știu să spun care e visul meu de fericire. Nu știu ce e fericire. Mi-e foarte greu să lucrez cu termenul ăsta. Dar îmi amintesc un moment pe creanga unui dud, aflată la vreo 5 metri înălțime. Cred că aveam 5-6 ani. Locuiam într-o casă cu curte pe strada Precupeții Vechi. Cu amândoi părinții sau cu unul? Doar cu mama mea. Și tatăl cu tău mea. La ce vârstă a plecat de acasă? Când eu aveam mai puțin de un an. Și după aceea l-ai văzut mereu? Până la vârsta de 10 ani, destul de rar. După aceea ne-am văzut mai des. Și la 10 ani, când ai aflat, când ai fost pe recepția unui tată, ca să zic așa? Ce s-a întâmplat? Asta e întrebarea. Ai avut un șoc, o bucurie? Nu mai aduc aminte. Nu. Nu. Deci, în curte, în îți dud. Spuneam că era un dud în curte, la poartă acolo, înalt, bătrân. Și într-o zi, nu pot să spun de ce, nu cunosc ce a fost în capul meu, nu mi-aduc aminte, m-am urcat pe o creangă foarte sus în dudul ăla acolo, m-am așezat ca un urs koala, ursuleț koala, așa, pe creangă acolo și am rămas acolo, fără să mai scot un cuvânt. Și firește că a trecut ziua, a venit seara, bunica mea săraca a început să țipe după mine: Cristinel, nimic. Eu nu scoteam un cuvânt. A venit maică mea de la servici și ea, săraca, a luat-o pe stradă, tot pe cartier, Cristinel, să întrebe. Cristi. Mama îmi spunea Cristi, bunica mea spunea Cristinel. Bunica era intelectuală? Nu știa să scrie, nici să citească. Aduna și a câștigat existența adunând buruieni de pe calea ferată, ca să elibereze calea ferată de buruieni. La CFR. Deci, maică mea alerga pe străzi, vecinii convocați să strânsese lumea acolo, chemată miliția, spre seară, strigă-te, iar eu stăteam genua deasupra tuturor, fericit, pe creangă, acolo, și mă uitam la spectacolul ăsta de jos. Și acum îmi dau seama, atunci n-am înțeles, atunci mă simțeam bine, pur și simplu, nu știam de ce. Sadismul de a-ți vedea o bunică și o nu mamă era suferind, sadism. Dar ce era? Nu vreau să fac rău, era un sentiment atât de bun. Era sentimentul de a vedea o lume din care eu
sunt eliminat. Eu nu mai existam în lumea aia și eram evocat, se striga după mine, aproape ca, la un moment dat, ca bocetele de la mormântare. Eu eram mort, de fapt, acolo. Și aveam privilegiul extraordinar să văd lumea după ce eu nu mai eram în ea. Asta mi se părea o chestie extraordinară și care mă obsedează și acum. Nu mă interesează moartea, dar mi s-ar părea nemaipomenit să mă pot uita la o lume din care eu sunt scos. Asta e tot o obsesie de manierist. Tot manieristă. Trebuie să-ți faci, te rog să-ți pregătești și clipul post-mortem. Să fie un clip Cristian Tudor Popescu, marele gazetar, bla 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 bla. Să ți-l faci singur, necrologul, să-ți scrii singur. Tot manieristă și chestia asta. Tot. Trebuie și anunțul de la Mica Publicitate ar trebui să-mi scrie. Cristi făcea asta. Care Cristi? Cristi Popescu. Da? Poetul, colegul tău de la... Îi scria anunțul mortuar de la Mica Publicitate. Și acela a apărut? A apărut în cartea lui, în Arta Popescu. Nu l-a dat totuși la ziar. Profesiunea reporter, Antonioni. Da, deci ți-ar plăcea să-ți schimbi identitatea și să vezi ce o să se întâmple după ce Cristian Tudor Popescu dispare. Asta e o chestie fascinantă. Și o am avut, am beneficiat de ea în dudul ăla, care nu mai există acum. Am avut pentru câteva minute și n-am putut fi dat jos de acolo. Târziu cineva a ridicat în sfârșit capul și a dat peste mine, nu mai știu cine. N-ai coborât, nu. Tu, ai fost descoperit. Nu, altfel, n-am poate spus și un acum cuvânt. Ai fi în dud. Într-o proză fantastică, ai îmbătrâni și ai muri în dud. Asta a făcut-o Italo Calvino, Baronul din Copaci se numește, e o proză minunată. Ce mi-ai povestit îmi aduce aminte de un desen al lui Călinescu, știi că făcea și desene. Deci George Călinescu, viziunea turnului de Fildeș la el, o colivie pentru un om, într-un copac. Mm-hmm. Ăsta era turnul tău de Fildeș. Dar nu era colivie, nici turn de Fildeș. Era senzația libertății maxime. Mă simțeam deasupra tuturor, eliberat de orice fel de constrângeri. Dom'le, mă simțeam Dumnezeu. Că vedeai lumea de sus. Vedeam lumea de sus, cum se mișcă sub mine și cum mă caută. Uite, dom'le, acum îmi dau seama, extra. Acum îmi dau seama. Toată lumea aia mă căuta pe mine... Așa cum oamenii îl caută pe Dumnezeu. De-aia mă simțeam atât de bine. Pentru că oamenii mă căutau toți pe mine și nu mă vedeau, deși eu eram deasupra lor. Și ce simplu ai fost găsit. Să ridici ochii și să privești în sus. Și cum am fost dat jos, ca și să închidem mea povestea. Și de ce tu refuzi să ridici ochii și să privești în sus? Eu nu refuz. Marea majoritate a oamenilor din jurul nostru în acest moment refuză să se uite în sus. Vreodată, să se uite la cer, de pildă. Doar ca să vadă cum e vremea. Altfel nu ridică privirea niciodată, ar fi e un gest inutil. Ce poți să găsești pe cer? Poate doar o reclamă trasă de un avion. Cum se termină povestea ta cu copacul? Am fost dat jos cu ajutorul cartofilor prăjiți. Asta a fost inspirația de geniu a bunicii mele. Bine, toată lumea striga la mine, dă-te mă jos, mă rog, amenințări, putare, că să cheme pompierii, că să... Ce? Ei, și bunica mea i-a trimis pe toți de acolo, a făcut gol în cur. Ia, plecați de aici. Pe maica mea a trimis-o în casă, nu știu, s-a făcut liniște. Cum o chema pe bunica? Ioana. Deci, bunica mea, analfabetă, a golit locul ca într-o piesă de avea teatru. Avea calități de psihanalistă. Sau de regizor de teatru, sau de autor dramatic. Brusc ea a simțit că trebuie să golească locul ăla de lume. Scena. Să se golească scena, să se lase liniște, vreme de 5 minute, să fie liniște, cu mine pe creangă acolo, după care să iasă doar ea din casă și să spună, bă, Cristina, le-a făcut niște cartofi. Era olteancă. Sărăcire, da. Sărăcire cartofii, bă, Cristina. După care a intrat în casă. M-a anunțat, la care eu am luat-o până la urmă. Singur, deci. Da. Am singur. Coborât și m-am dus la cartofi. Principalul tău defect? Suspiciunea. Oh, principalul Știm meu... că ai multe, dar zi măcar unul. Păi nu, îl spun pe la fundamental. Sunt român. E, nu da pe biata României. Păi nu dau, domne, pe biata României. Erai la fel de defect și dacă erai chinez. Nu, pentru că a trebuit să lupt din greu cu această tendință de a dezvolta energii cosmice la șpriț. Asta este o caracteristică profund românească cu care trebuie să te bați dacă vrei să faci ceva pe lumea asta. Cât de plăcut este să croiești la planuri din cuțite și pahară, care să uneori ies. Ridici, nu iese nimic, domne, utopii construite la cârciumă, în bodegi, ce dezlănțuiri de inteligență, ce sclipiri
Dar și acum, du-te prin cârciumile bucureștene, să vezi, sunt tot felul de personaje care acolo se definesc numai în cârciumă. A trebuit să lupt din greu cu această tendință și a mea de a nu face, ci de a vorbi doar. Și discuții fascinante am avut în viața mea, dacă ele ar fi fost filmate vreodată, ălea de la 1 noaptea, la cârciumă, cu diverse persoane de-a lungul vieții mele. Cu ce titlu ar fi fost? Nu profesioniștii, ci voyeuriștii? Amatorii! Nu, domne, amatorii! Pentru că acolo ăla este amatorism. Amatoriștii! Fundamentalist! Da. Noi eram talibani ai amatorismului acolo, nu profesioniști. Da, da, da. Totul rămânea la masa de cârciumă. A concretiza un proiect, păi asta este, e jos, este jos. De... Noi eram nobili, noi nu concretizam nimic. Acolo, nu? Construiam niște fundații de aer, palate pe fundații de aer, cu șprițul aferent. Dar asta înainte de 89 sau după? Cred înainte de 89 și după a trebuit câțiva ani. Bine. Să lupt cu presiunea asta a șprițului incandescent de la miezul nopții. Nu e frumos acum să ironizezi asta, pentru că asta poate te-a ajutat să supraviețuiești. Te-ai gândit vreodată la asta? Câtă bucurie da. Ți-a dat asta? Da, 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 corect. Înainte de 89, astfel de seri, astfel de nopți, păi, da, pe mine alcoolul m-a ajutat să supraviețuiesc atunci. Nu, și prietenii. Nu alcoolul simplu, alcoolul nu, păi și construcțiile alcoolul... utopice. Dom'le, e o vorbă, dacă ai ajuns să bei singur, înseamnă că nu mai ai mult. Da? N-am știut vorba asta. Printre profesioniști. Bun. Altă întrebare. Care ar fi pentru tine cea mai mare nenorocire? Eu aș zice, într-un cuvânt, Alzheimer. Pentru mine personal. Deci, da. Fără referire la ce apropiați mie. E chestionarul tău. Da, sigur că ar fi... Alzheimer înseamnă, de fapt, pierderea minților. Asta înseamnă. E lucru de care mă tem și eu cel mai mult. Locul unde ai vrea să trăiești? Eu nu știu, săr peste asta. Să trăiesc acolo unde trăiesc. Acum, adică în căsuța mea din Feroviarilor, în care mă simt foarte bine. E un lucru mare că te simți bine în cuibul tău. Da. Nu vreau să trăiesc în altă parte decât acolo unde stau în această casă și în care o să și mor. Asta nu știi. Păi cum să nu știu? Poate o să mor pe fundul unui ocean, poate o să mor într-un avion tot, în cer. Da, dar tot în casa aia o să fiu adus mort. A, dacă mai rămâne ceva de mine. Da, e adevărat. În sensul că nu vreau să plec de acolo până când voi dispărea. Te îndrăgostești într-o zi și ți-ai lumea în cap și pleci după o vietnameză în Saigon. Opa, mi-a venit timpul, am 55 de ani. E timpul, nu? Mă apropii de Goethe, hai că... Mă fac să râd cu lacrimi. Trebuie să mă îndrăgostesc, da. Pasărea preferată? Eu. Pasărea. Eu puiul lui Brătescu Voinești. Nu, pajura. Pentru că? Pentru că m-am identificat cu această pasăre vreme de 5 ani. A, tu erai pajura în emisiunea Cap da, și Pajura? Cap și Pajura, pe care de ce nu mai faceți? Pentru că, la un moment dat, această emisiune nu mai avea ce căuta în postul Realitatea TV, unde ea se desfășura. V-au scos sau ați plecat? Am plecat eu. L-am rugat pe Emil să încetăm această emisiune. De ce? Pentru că ea nu mai avea ce căuta în contextul turnurii pe care o lua politica editorială a postului Realitatea TV. Și care după aceea s-a văzut unde a ajuns. Nu mai avea ce să caute emisiunea noastră acolo. În momentul în care postul respectiv, după ce a fost ani de zile un post pro-Băsescu, a devenit un post anti-Băsescu, orice aș fi spus eu la acea emisiune era folosit, decupat, atenție, decupat, că se făcea și asta, se tăiau replici care erau luate și băgate în emisiunile de știri ale postului, scoase dacă, din context. Dacă erau binevenite. Dacă erau binevenite. Despre asta e vorba. Nu e vorba de niciun curaj și de nicio frică. E vorba că era folosită acea emisiune la manipulare, la care cât de cât mă mai pricep și eu. Da. De aceea am plecat de acolo. Să ne întoarcem. Prozatorul preferat? Eu am spus Selin. Și aici o să-ți dau un răspuns de manierist. Nu-mi plac cel mai mult Tolstoi, Faulkner sau Balzac. Îmi plac Jorge Luis Borges și Stanislav Lem. Și Philip K. Dick. Tot știind că ne întâlnim în studio, am printat o poezie absolut genială, antologată de Umberto Eco într-un volum Vertigo, de o tipă Jimborska, scrisă în 85, seamănă cu Marin Sorescu. Îți spun numai câteva versuri. Prefer cinematograful, prefer pisicile, prefer să iubesc oamenii în locul omenirii, prefer excepțiile, prefer să plec mai devreme.
prefer să discut cu medicii despre altceva. Prefer iadul haosului iadului ordinii. Asta cred că ți se potrivește. Și cel care îmi place cel mai mult, prefer poveștile fraților Grimm titlurilor de ziar. Frumos. Dar încă o caracteristică manieristă a mea este asta. Îmi plac marile răspunsuri simple. Cu cât mai puține lucruri să explici cât mai multe. Am să spun și eu o poezie, dar nu-mi dai voie să spun și eu o poezie? De tine? Nu de mine, domnule. Dacă nu e de tine, nu mă interesează. Cât o democrație! Nu? Da, spune. Cele mai puternice versuri pe care le-am citit eu în ultimii 10 ani, nu știu. La route chante. Quand je m'en vais, je fais trois pas, la route se tait. La route est noire, à perte de vue, je fais trois pas, la route n'est plus. Drumul cântă când eu mă duc, fac trei pași, drumul e mut. Drumul e negru, până în zare, fac trei pași, drumul dispare. De cine e? De Lasa de Sella. Când am ascultat prima dată această melodie cântată de Dumnezeu să o odihnească și pe ea, de Lasa de Sella, am fost convins că versurile astea nu pot să-i aparțin. Uită-te cât de puține și de șterse cuvinte are această poezie. Și gândește-te la acel la rut neplu. Deci ăla este cel mai puternic vers pe care l-am întâlnit eu de la Barbu sau de la Arghezii și fiara și sufletul geme mușcat de trecut ca fiara de fiară cu pas cunoscut. Drumul nu mai e. Poeții preferați? Emily Dickinson, Ileana Mălăncioiu. Ileana, da, categoric. Dintre poeții români, ea este în momentul de față și de ani de zile, de fapt, este preferata mea fără niciun fel de discuție. Acum din lirica, Arghezii, îl consider cel mai mare poet român. Eroii tăi preferați din literatură? Mie îmi plac eroii cehovieni și eroinele cehoviene, îți spun dinainte. Nu, eroul meu preferat nu poate fi decât acela pentru care am plâns. Hamlet. Când nu știam să citesc, Spartacus. Era o carte de Raffaello Giovannioli pe care eu nu puteam să o citesc, că nu știam încă, aveam 4 ani. Am învățat să citesc pe la 5 ani, înainte să mă duc la școală. Dar maică mi-am citea. Și îmi citise romanul ăsta lui Raffaello Giovannioli, da? Până spre final. Eu, între timp, tot luând un abecedar, mai identificând literele, începusem să am o cât de cât o viziune a paginii. Și după ce mi-a lăsat maică mea seara lectura acolo unde o lăsase, a plecat la servici, eu m-am apucat și am descifrat. Destinul ca un specialist în coduri, așa. Mi-a luat o jumătate de zi ca să citesc 5 rânduri. Dar ai aflat. Dar le-am citit. Până la urmă am citit. Mi-aduc aminte și acum ai că plâns? Spunea Valeria, cu puncte de suspensie, numele iubitei lui, da, care era de viță, da, nobilă romană. Valeria, în momentul în care pilumurile, nu știam ce e la pilum. Și mi-a fost foarte greu să decodific cuvântul pilum, care era o suliță grea romană de aruncare de la mică distanță. Nu știam ce era pilum. Și după ce am decodificat pasajul respectiv, m-a găsit maică-mea plângând în hohote. A trebuit, 10 minute, era disperată, ți-e rău, să chem salvarea, ce se întâmplă, că eram într-o criză de plâns isteric. Da, da. Și în sfârșit am reușit să articulez, am murit Spartacus. Vezi, cunoașterea se plătește, cunoașterea aduce suferință, n-ai înțeles de atunci? Da, da, asta așa este. Dar eroina preferată din literatură? Din literatură, nu vine în cap din literatură acum, eroina mea preferată... Ana Karenina. Nu, domnule, ce Madame Ana Bovary, nu. Domnișoara Iulia, spune și tu, Madame, Ofelia. Spune și tu, Madame de Bovary, cum, nu Madame, Madame de Bovary, cum se spune în presa românească, de mari, de mari jurnaliști. Crescuți la școala lui Cristian, da, Tudor Popescu, nu. Nici o femeie în literatură nu ți-a... Nu în literatură. Nu ți-a îmblânzit sufletul. Nu în literatură, ci în film. Da. Cine? Nicole Kidman în Dogville. A. Al Lars von Trier. Da, da, da. Este un personaj care m-a bântuit pur și simplu. Luni și luni de zile m-am gândit la ea.
Am uitat să le spun telespectatorilor că ești un om care de 3 ani ai scris la o lucrare de doctorat pe tema filmului românesc de propagandă. Între 1949 și 1989 în cinematografie. De la ce titlu? De la Răsună Valea? Răsună Valea până la Există Joi. Premiera în 5 decembrie 1989. Cine a făcut Există Joi? Nu mai știu. Am uitat. Regizor obscur. A intrat în laboratorul propagandei în filmul românesc. Dacă ar fi să pui un diagnostic, care ar fi concluzia ta? Formula e simplă. Au fost tot atâtea filme anticomuniste câte filme comuniste au fost. Adică? Anticomunist cu adevărat n-a fost niciunul. Dar au fost filme într-o măsură antisistem. Directorul nostru este primul Jean Georgescu. Film Jean Georgescu în 1954, în perioada de relativă deschidere de după moartea lui Stalin, care n-a mai fost depășit ca nivel de deschidere antisistem până la reconstituire. Bine, bietul Jean Georgescu a plătit pentru asta. Bineînțeles, dar filmul există. Da. S-a făcut. Alții nu și-au asumat să plătească. Regizorii, actorii, cineaștii români au dus o existență profund duplicitară. Acești oameni au făcut filme despre ceva în care nu credeau. Și nu are importanță că acest lucru era comunism, era catolicism sau budism. Problema era că nu credeai. Și făceai niște filme ca și cum ai fi crezut în ele. Adică nu făceai istoria religiilor, făceai creștinism practicant, tu necrezând nicio clipă în Dumnezeul creștin. Cam asta a fost poziția tuturor regizorilor, cineaștilor. Nimeni nu credea în comunism, n-am găsit pe nimeni. Pentru că dacă aveam de pildă filme comuniste adevărate, dacă aveam de pildă Sfârșitul Sankt Petersburgului, dacă aveam Zemlea a lui Dovzhenko, Pământ, Octombrie a lui Eisenstein, păi astea erau filme care te ridicau de pe scaun, pe mine m-au ridicat și acum, deveneai comunist, uitându-te, mai ales dacă erai intelectual, că asta a fost și nenorocirea lor, nu dacă erai țăran. Dar ar fi vrut ei, dar n-aveau acces la țărani cu teoriile lor. Dar alea erau filme care, dom'le, te duceau într-un patos, într-un entuziasmos. Pentru că erau filmele unor mari artiști. Unor mari artiști cu convingeri genul a toți ăștia erau comuniști. Cred că dacă stăteai de vorbă cu Eisenstein sau cu Pudovkin, nu e cred că au înțeles și Eisenstein a avut de suferit. Asta e scuza cineaștilor români. Duplicitate și mediocritate. Și-au crezut în comunism cel puțin până în anii 30. Dacă mă întreb după anii 30, acolo vine negura. Din toată cinematografia asta, până la urmă, rămâne ceva? Foarte puțin. Câteva filme, 10-15, nu mai mult, din 550. 550 sunt pe segmentul ăsta. Mult prea puțin în raport cu energiile uriașe care au fost angajate și măcinate în cei 40 de ani. Foarte puțini au fost cei care și foarte puține filmele care au încercat să iasă din sistem, iar filmele cu adevărat comuniste au fost la fel de puține. Puterea și adevărul este crucișătorul Potiomkin al cinematografiei românești. Dar spunem acum, în democrație, filmul de propagandă ți se pare o relicvă istorică? Ar putea cineva să traseze drum pentru o cinematografie? Nu, nu sună se poate. Să duce ea unde o vrea. Asta trebuie să fie o opțiune interioară a creatorilor. Trebuie să ne consumăm acum experiențele. Da. Trebuie ca acest recul pe care l-a dat comunismul, că ce se întâmplă acum, dar apropo de comunism, cum ți s-a părut o autobiografie a lui Nicolae Ceaușescu? Cum ai calificat? Acest film nu m-a deranjat propaganda, că s-a spus despre el că e un film ceaușist și că îl resuscitează pe Ceaușescu. Nu asta mă deranjează. Acesta este un tabloid. Da. Nu e nici anti-ceaușist, nici pro-ceaușist. Cel care l-a făcut ca să-l vândă. Este făcut după toate regulile comercialului al glosiului, ca să-și vândă produsul. Este un montaj de vânzare, de teșghetar comercial, adică hai să le dau la ăștia cu Ceaușescu, ce vor. E mecanismul de la nunta lui Borcea. Asta m-a enervat în filmul ăsta. Nu că îl reabilitează pe Ceaușescu, ci că e nunta lui Borcea făcută cu nunta lui Ceaușescu. Privindu-l ca pe un documentar, ți se pare cum? Prost. Ca documentar este prost făcut. Nu așa se face un documentar, Dumnezeule. Păi cu un documentar trebuie să ofere o imagine apropiată de realitate.
orice este acolo, dacă vede cineva acest film, are o imagine total deformată despre perioada ceaușistă. Exact. Din filmul ăsta. Exact. În plus, să-ți spun, tăieturi impardonabile în filmul ăsta, cine-i dă dreptul autorului să facă așa ceva? Păi e o secvență istorică, cum este cuvântul lui Pârvulescu. Din plenul ședinței, la sala palatului, se ridică Pârvulescu și scoți de acolo o replică esențială pentru înțelegerea lucrurilor lui Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, care i-au țipat lui Pârvulescu, ai mâinile pătate de sângele lui Pătrășcanu. Poate nu a avut secvența integrală. Păi el nu a avut, că a tăiat din ea. Nu, și a tăiat... poate era tăiată în arhivă. Nu, domn, dar eu unde am văzut-o? La KGB. Deci există secvența accesibilă care a fost tăiată, a fost tăiată din ea acea replică care setează tot ce se întâmplă acolo. Interesant. Într-o anumită ecuație. Ăsta era reprezentantul KGB-ului în România, Constantin Pârvulescu. Ei îi țipau că are mâinile murdare de sânge lui Pătrășcanu. Adică, de fapt, era vorba de o bătălie dintre două clanuri. Dintre cele două clanuri, Moscova și securitatea lui Stejeran, neaușistă. Nu? Ori, ce înțeleg eu? E total modificat. Cine îți dă dreptul dumitale să faci asta pe materiale filmate de alții? Cine îi permite, domne, acestui regizor, de ce? Și ceea ce e dezolant e faptul că după aceea un asemenea produs deconcertant e primit ca un film de calitate care poate candida la cel mai bun film al anului și așa mai departe. Doamne, rar m-am enervat, te rog să mă crezi, rar m-am mai enervat în ultimii ani la o asemenea confuzie. Exact, asta e demoralizant. Gravă, da. Din punct de vedere valoric și mai departe, cum a fost cu filmul ăsta. Exact. Ei, domnule doctor, să ne întoarcem la chestionarul lui Proust. Ce urăsc cel mai mult? Răul gratuit, aș spune? Nu sunt capabil să urăsc. N-aș fi crezut. Nu, e, uite, tocmai tu care n-ai mamă, n-ai tată, care te năpustești uneori fără să vezi nimic asupra unui de obiectiv. De unde știi tu că nu văd nimic? Ca și când n-ai vedea nimic asupra unui obiectiv, adică, până îl distrugi. Adică ca orbetele, cum spunea bunica mea. Am văzut cu ochii mei cum te-ai năpustit pe niște oameni la care țineai și i-ai făcut praf. Și asta înseamnă că-i uram? Pentru un cititor era ca și când i-ai fi urât. I-aș fi putut la fel de bine iubi. Pentru că nu te năpustești cu violență, cum spui tu, asupra cuiva la care ții, decât dacă cu adevărat ții la el. Altfel ești indiferent. Da. Altfel ești rece și poți să-l execuți dacă e nevoie, dacă ți-o cere meseria, fără niciun fel de implicare afectivă. Ura este un sentiment care consumă substanță autentică, consumă măduvă sufletească, ca și iubirea. A, deci tu nu urăști din egoism, nu din generozitate. Nu urăsc pentru că a urâ pe cineva înseamnă a mă lega de respectivul. Înseamnă a avea cu adevărat o relație afectivă cu el. Ura este o relație afectivă pe care nu o ai cu oricine și oricând. Deci... Dar de vreme ce nu știi ce înseamnă ura, nu poți să nu te știu. Pronunți. Compozitorul preferat, eu aș zice Bach. Dacă există Dumnezeu, muzica cea mai apropiată de el este aceea din Requiemul lui Mozart. Pictorii preferați? Aș zice Bernea Miro. Mauritius Escher. Tablourile geometrizante, formele alea cu scări, cu pasaje, labirinturi, geometrii care se schimbă, înșelătoare. Calitatea pe care ai vrea să o ai din naștere? Eu? Talentul, tu. Fără discuție, să știu să cânt la pian. A, sau nu la pian, nu știu, la frunză. La orice. Un sol de pește. La orice. Înțelegi? Da. Știi că la ceva știu să cânt la un moment dat. La ce? La cap. Să poate cânta la cap, fii atentă. Au, nu, te rog. Înțelegi? Deci, prin lovirea, eu am și avantajul ăsta al cutiei de rezonanță, că neavând păr... Că riscă să sune gol și păi așa trebuie să expresia... sune, ca să poți să realizezi, deci, o melodie prin varierea volumului cavității bucale, da? Nu? Aici și prin loviri repetate în craniu. Da, da, și da. Se poate cânta la cap. Ei, o întrebare, în fine, interesantă. Cum ai vrea să mori? E, da, asta e o întrebare... Până te gândești, am să spun... Eu am răspuns fără să rămână nicio particulă din trupul meu, ca și când ar conta. Ceea ce mă interesează este starea în care mă voi afla când voi muri. Când și la acest dincolo. Lucru mă gândesc. Da, mă gândesc în fiecare zi. Și cum ai vrea? De la o vreme încoace. Încerc să ajung la o stare în care să nu mai existe, tu spuneai,
tu spuneai să nu mai rămână nicio particulă din tine, da? În care să nu mai rămână în mine nicio particulă din teama de moarte. Acum eu simt câteodată, mă uit în oglindă și simt că se naște cineva în mine. Se naște un bătrân. Din mine, cum eram, se naște altcineva acum, da? Un străin. Se naște un bătrân, care e altă specie. E o altă specie. Străină, cumva, mie. Și eu trebuie să mă obișnuiesc cu specia asta. Cu această specie care se naște din mine ca în filmele alea Alien. Cu Alien în care știi că iese din burta omului, iese fiara aia venită din spațiu. Numai că asta nu se naște dintr-o dată, ci în fiecare zi câte puțin. Exact. Exact. Asta e deosebirea. Nu izbucnește din burta ta, ci din tine cu fiecare zi ia nașterea acest extraterestru numit bătrân. În care, dacă nu conștientizezi asta, nu te mai recunoști. Ajungi la 70 de ani, te uiți îngrozit în oglindă și spui cine este arătarea asta de aici. Și te cuprind o grămadă de spaime și lucrul de care mi-e târșă și teamă este să mor chircit, să mor agățându-mă de viață, să mor disperat că mor. Aș vrea, știi cum se întâmplă uneori când trăiești câteva secunde sau chiar un minut sau două fără să mai realizezi ce se întâmplă în jurul tău? Oamenii vorbesc, se mișcă, se aud zgomote de afară, se înserează și brusc îți dai seama că tu în acele 3-4 minute nu te-ai gândit decât în interiorul tău și că nu te-ai conectat deloc la tot ce s-a desfășurat în jur. E, cam acea stare aș vrea să o ating, în care să nu mai poată nimic să mă miște, să miște interiorul, nimic din ceea ce este în exterior, să mă scoată din starea aia. Ai vrea să mor treaz și în păcat și nu în somn. Da, bineînțeles. Nu mă interesează moartea asta fără dureri, în somn, cu injecții plăcute și așa mai departe. Nu, vreau să mor cu ochii deschiși, perfect conștient. Chiar vreau să trăiesc acele momente de trecere. Nu vreau să mi le răpească nimeni. Nu vrei să-ți mor moartea, vrei să-ți o trăiești. Vreau să mă trăiesc, exact. Vreau să-mi trăiesc moartea, nu să-mi omor. Aș dori să nu fiu văzut mort. Cadavru să nu fie văzut niciodată. Dacă se uită la mine un pisic, de pildă, sau un câine, când sunt mort, nu mă deranjează. Ba chiar aș fi fericit să știu că o să fie niște animale de-astea uitându-se la mine. Dar oameni n-aș vrea să mă vadă mort. Greșelile pentru care ai cea mai mare indulgență? Pentru orice greșeală. Pentru că greșeală nu este tot una cu ce pretind anumiți politicieni din ziua de astăzi că este. Când vine și spune, am greșit. Dar el nu a greșit. El în mod premeditat a ales acea opțiune care i-a adus avantaj în mod necinstit și nemeritat. Așa, a câștigat din treaba respectivă, s-a terminat povestea, după care el vine și spune, am greșit. Vă rog să mă iertați. Aceea nu este o greșeală. În societatea noastră, acum, de obicei, trece drept greșeală răul premeditat, făcut în scopul avantajului propriu, trece drept greșeală. Bine, asta pe mi-amintește de cei mai mari mafioți, care când urcă în dubă spun, cred în justiția română. Am încredere în justiția română. Greșeala, în definiția ei pură, corectă, nu presupune așa ceva. Greșesc încercând să fac binele și iese rău. Deviza ta, ai o deviză? Eu am spus că n-am, dar în ultimul timp mă surprind tot mai des spunând nu aduce anul ce aduce ceasul, în tot rău ești un bine și mai ales, Cristian, să nu ne lăsăm, vorba unei prietene. Nu mă las, mă țin de balustradă. Nu pot să spun că am o deviză și dacă aș avea-o, asta ar însemna o limitare. Eu sunt un om care a trăit, cred, așa cred eu despre mine, că am trăit pe baza unor principii. Mi-e teamă de oamenii unei devize. Mi-e teamă de oamenii unei propoziții. Singure cărți. Nu, cartea e... carte, Mein Kampf. Crezi că a citit-o cineva? La 600 de paginele, dintre ăia care au făcut ce au făcut, nu au stat să o citească până la capăt. În schimb, l-au votat pe Hitler. Dar nu cu Mein Kampf s-a făcut nazismul. S-a făcut cu fraze scurte. Scurte și mitraliate. Și de ce l-au votat? A fost votat pentru că în acel moment oamenii
Germania l-a văzut ca pe o soluție. O soluție pe care nu au intuit-o ca fiind catastrofală. Un popor învață ca un om. Un popor învață să voteze. Așa cum oamenii învață să scrie, așa cum învață să vorbească, popoarele învață să voteze. Și dacă poporul învață, înseamnă că progresează? Eu zic că învață, dar în ciuda, e vina mea că nu reușesc să văd la poporul român un progres. E vina mea, nu a poporului. Probabil nu văd eu destul de bine, nu am destulă capacitate de despicare spectrală ca să văd că poporul român evoluează ca votant în 20 și ceva de ani. Probabil că el evoluează, dar nu văd eu. De pildă, astăzi OTV a devenit partid. Treptele noastre de cădere în hazna se dovedesc încă la mijloc. Cum spune un mare jucător, spune, e tânăr meciu, bă, încă-i tânăr meciu, când speri să termin, să câștigi. Și ăla spune, băi, fii atent că încă-i tânăr meciu, adică mai avem de luptat încă vreo două ceasuri ca să vedem cine câștigă. Așa suntem și noi acum. Încă nu am trăit lucrurile cele mai groaznice. Ele urmează. Da? Eu zic că le-am trăit. Nu putem să ne luăm după ce citim în niște ziare, ziarele care au mai rămas, după ce vedem la televizoare, nu putem să ne luăm după asta. Eu pentru că dincolo de asta, Cristian, există o Românie profundă, cu oameni normali, cu oameni inteligenți, cu oameni interesanți, cu oameni care se retrag în grădina lor. Vezi, Voltaire, tu cultivă grădina ta. Și dacă toți oamenii ăștia se retrag în grădinile lor, incluzându-mă și eu. Noi nu ne putem include, că deci, iată, suntem aici. Dacă ne retragem cu toții în grădinile noastre, ăștia care, să zicem că mai suntem, ce influență mai avem noi asupra României, ălea despre care tu vrei să mai discutăm? Niciuna. Și probabil de asta mai suntem aici, cu toate că tare poate am fi fericit să fim în grădinile noastre. Da. Nu? Și apropo de criză și de foame și de sărăcie, am citit de curând o carte scrisă de un critic de teatru din Republica Moldova, Larisa Turea, dar ea a avut acces la niște arhive ale securității statului și de acolo a extras câteva memorii făcute de oameni care trăiau cu adevărat o criză în 1947. Și uite ce spun niște intelectuali atunci. Îi scriau tovarășului Stalin: vă rugăm să ne scuzați că ne adresăm dumneavoastră ca unui tată. Noi am trecut prin război, înțelegem și greutățile momentului actual, dar acum ne părăsesc puterile. Credeți-ne că foamea ne dă ghes să facem acest lucru. Lucrătorii care au de întreținut familii numeroase sunt ca niște umbre. Pâinea ajunge doar pe jumătate de lună, în rest copiii noștri se hrănesc cu șroturi și tescovină. Am vândut tot ce am avut în casă, umblăm zdrențăroși și nenorociți. Până la urmă și supraviețuirea e o problemă de comparație. Bineînțeles. Eu cel puțin îți pot spune din relatările mamei mele, tatălui meu, bunicii mele, care au trăit seceta din 46, din România. Să mânca atunci mămăligă făcută cu mălai de mătură. În care să... mălaiul ăla îți umplea gura de sânge la un moment dat, adică zic că avea niște foi foarte tari, astea care nu puteau fi macerate până la capăt și îți tăia în gură, îți făcea răni când mâncai. Mălai de mătură, cum spunea taică-miu, să băteau bă Cristi câinii cu oamenii pe dude, căzute din pom. Deci cunosc ce a însemnat la noi, în România. A vorbi acum de criză în raport cu ce a fost după război aici este o jignire la adresa a ceea ce au trăit oamenii aceia atunci, părinții noștri. Exact. Așa că eu cred că problema noastră la ora asta nu e atât criza financiară, este și ea. E o criză a supraviețuirii decente și luminoase. Înainte de orice, este o criză a încrederii. Imaginează-ți o poveste a unei biserici în care ia foc altarul. Ia foc biserica și oamenii mulți care sunt la jluză vor să iasă din biserică. Dar ușa bisericii se deschide spre înăuntru, nu spre în afară. Și atunci ei se năpustesc cu toții la ușă, o blochează pentru că toți vor să iasă afară. Primul, cel care e cu pieptul lipit de ușă, strigă în spate, faceți un pas înapoi, toți! Ca să pot să mă dau și eu înapoi, să trag de clanță și să ieșim, să altfel vom muri. Nimeni nu face pasul înapoi. Toți presează pe ușa aia care se deschide spre noi înșine, nu spre în afară.
Asta e metafora ta? E o povestire din folclor balcanic, dar se potrivește lumii întregi, pentru că asta se întâmplă acum. Obama ce urlă în clipa asta? Urlă, faceți un pas înapoi, urlă către toți investitorii din lumea asta, băgați niște bani, pentru că eu nu pot, în formula de susținere, eu nu pot decât să fac cheltuieli guvernamentale. Că atât am la dispoziție, să fac infrastructură, să deschid niște lucrări, dar astea sunt limitate. Băgați și voi niște bani pentru ca să scoatem lumea, să o deblocăm, că tot e o chestie de deblocare, ca ușa aia care trebuie trasă. Și ăștia alienați la cel mai înalt nivel și la propriu și la figurat în sensul lui Marx, spun, da, de ce să? Nu vrem, domne, eu nu vreau. Eu, Nuriel Rubini, profetul crizei, care îl citează pe Marx, întrebat la sfârșit și noastră ce faceți? Îmi bag banii în cash și în aur. Deci toți spun, fiecare stă la locul lui, nu facem pasul să-l facă ălălalt. Ție ce ți-ar fi plăcut să-l auzi pe Rubini că răspunde? Că investește acești bani în economie. Că investește într-o întreprindere, că încearcă să creeze locuri de muncă cu banii pe care i-are. Dacă judecăm nația ca pe un om, până la urmă și o nație poate fi demoralizată. Da. Și depresia poate funcționa și la nivel de națiune. Ca un profesionist al depresiei, la un moment dat îți spuneam că ai fi. Ce îi spune unui om demoralizat care te privește acum? I-aș spune să facă două lucruri. Să se întoarcă la cele mai elementare gesturi ale vieții și să încerce să se uite la ele așa cum nu s-a mai uitat la ele de o viață întreagă de fapt, așa cum le-a ignorat. Eu, de pildă, am o grădină de vreo 20 de metri pătrați, în paragină. În centru ei este o antenă parabolică, în paragină. În dreapta era o chiuvetă albă, plină cu pământ, și peste tot iederă, peste un zid de cărămizi. Și aceea e grădina mea. Acum mă uit la ea cu foarte mare atenție, la această grădină. Și abia acum o descoper. Până acum nu m-am uitat la ea. Deci, un lucru și al doilea, să încerci să faci bine oamenilor, celor din jur. Să renunți de la o anumită vârstă la a mai face bine ideilor. Pentru că, de fapt, dacă ne gândim bine, ceea ce duce la depresie este interacțiunea morală, etică, cu idei și nu cu oameni vii. Asta e sportul, ăsta e sportul pe care l-am practicat vreme de decenii. Calea, mi se pare mie, interacțiunea cu oamenii vii. Să încerci, nu să, să mai scrii proiecte de Românie, nu să încerci să salvezi popoare, nu să încerci să schimbi mase de oameni, să îi faci altfel decât sunt, să iei câte un om și pe care să nu încerci să-l schimbi, să încerci doar să-i faci bine, să te uiți, te gândești, mie rău. Și eu consider acum că mi-e rău, că sunt depresiv, că poate că o să mă sinucid. Dar ia să mă uit la cineva care poate e într-o situație mai rea decât a mea. Soluția e să nu te mai consideri pe tine cel mai nenorocit om din lume, pentru că aceasta este cheia malignă a depresiei. Nu? De fapt, te consideri cel mai nenorocit om din lume. Sau inutil. Sau inutil. Uită-te în jur cu atenție și ai să vezi că există oameni care au motive de suferință mult mai mari decât tine. Și încearcă să faci ceva pentru unul, pentru doi din acești oameni. Nu, repede, să nu mai faci greșeala aia de a interacționa cu categorii. Nu faci fundații filantropice. Te duci și lei până Grigore, care e bețiv, dar are o problemă, are o durere mare el ca om. Omul ăla poate e prost, poate e rău, poate copilul lui nu mai stă de vorbă cu el. Și dacă tu ești în stare să-l faci pe copilul lui să stea de vorbă cu Nea Gheorghe Bețivu, atunci poate că o să mai ieși și tu din depresie. Până la urmă, ce propui tu e o formă de salvare a sinelui. Da. Cu adevărat, te poți salva numai făcând ceva pentru alții. O mână întinsă la timp. Întinsă cuiva care are nevoie în momentul ăla de tine, poate să-ți salveze și ție sufletul. Uite, mi-am extras un citat din Blaga, tot pentru tine. Să nu te cerți cu oamenii mai mult decât cu tine însuți. Ăsta e bun. Dar nici mai puțin.